Deci, facem un vlog fulger pentru toți cei care nu știu de unde dracu se cumpără tokenurile pentru crypto gaming. Pentru că suntem într-un mare hype în momentul ăsta, fix la început de drum. Și dacă ratezi drumul ăsta de început, o să ratezi niște X-uri, așa cum aș fi ratat eu, dacă nu m-aș fi băgat în Gold Fever acum ceva timp, chiar 3 luni de zile. Și am vorbit acum 3 luni de zile despre asta și lumea m-a înjurat pe TikTok. Bravo vouă, investiția mea a ajuns pe la 200.000 de dolari. Doamne ajută! Într-un singur joc. Și sunt băgat în peste 12 în momentul ăsta. Și atunci, ce avem de văzut? Pentru că mulți dintre voi nu vor prinde practic fazele inițiale neapărat. Dar putem să facem niște X-uri după lansarea oficială, listată public. Da? Cum se face chestia asta? Unul la mână. Dacă ai noroc să intri în private sale sau într-un pre-sale sau într-un show sau un IGO, mă rog, cum le mai denumesc ăștia acum, sau un IDO, da, prin Launchpad, blochezi la staking tokenul nativ al Launchpad-ului, am mai făcut și chestia asta pe canal, vedeți clipurile anterioare, cât mai multe tokenuri de ale lor pui la staking de pe Launchpad-ul ăla, vei primi o alocare pentru proiectul care se listează, crypto game sau orice vrei tu altceva. Mie îmi plac astea că fac multe X-uri, au utilitate foarte simplă și reală, lumea se poate juca, se pot face bani, e atât de simplu. Versus DeFi care nu știm încă ce înseamnă, habar n-avem cum va fi reglementat, vrem să omorâm băncile, nu o să te lase băncile să le omori așa că vrei tu. Și atunci, cum putem să obținem chiar și așa niște tokenuri, da? Deci mergem mai departe, după private sale-urile astea, pentru că sunt mai multe. Eu, de exemplu, la Gold Fever am prins mai multe private sale-uri și putem să le vedem. Era faza de seed, da? Angel round-ul, VC round, adică venture capital, sunt mai multe grupări de venture care se pot băga cu bani. În fază incipientă, bineînțeles, și seed, show, lockup, ăsta este practic, asta este faza de launchpad. Dar trebuie să ne uităm neapărat la tokenomics, adică sunt 170 de milioane de tokenuri în total și se vor elibera pe parcurs după o perioadă de vesting, da? Pe 27 de luni. E, dacă dăm să vedem și în totalitate tokenomics-ul, da? Avem aici team 15%, parteneri și advisor, marketing și achiziții, seed round, angel round, VC round și show, da, ce le-am văzut mai jos. Staking și liquidity, adică se pregătesc niște tokenuri și pentru asta, pentru cine vrea să blocheze și să câștige mai mult. Și mining-ul, practic astea sunt tokenurile eliberate în joc, pentru cei care câștigă tokenul în joc. Cum? În ce practică jocul ăsta cu un caracter? Și caracterul ăsta trebuie să-l iei pur și simplu, să-l duci pe câmpii și să caute aur. Te vei bătea cu băștinași ca să găsești aurul, să le furi aurul. Vei da cu sita prin râuri, exact cum ai văzut în filme, ca să iei aurul și după aia să ți-l depozitezi unde vrei tu. Să mergi cu el la tarabă, la exchange, să-l schimbi pe altceva, probabil poate pe NFT-uri în joc și pe exchange public ca să poți să-l schimbi pe bani. Și atunci, ce se întâmplă mai departe după fazele astea private? După fazele private urmează fazele publice. Gold Fever, de exemplu, s-a listat prima dată public pe Huobi Prime List. A fost al doilea proiect listat acolo. Au avut atât de mare încredere în el încât l-au listat acolo. Doar că trebuie să ne uităm la niște date economice. De ce a prins foarte bine? Pentru că în momentul ăsta, după listarea inițială, care era undeva pe la... Aici arată așa, dar așa s-a listat pe CoinMarketCap. Pe Huobi Prime List a început de la 3,80 ceva de genul. E, după aia a crescut masiv și văd că nu scade. Eu am presupus că o să fie o corecție masivă, dar nu este. Se tot acumulează și suntem la 8 dolari acum. Deci de aici, dacă ne băgam de la, mă rog, 3,80, făceam 3x, lejer, aproape 3x acum. Dar la un moment dat a fost și aproape 10 dolari. Ceea ce înseamnă că se pot face X-uri inclusiv de la listarea publică. Dar la ce trebuie să ne uităm? În primul și în primul rând, mergem pe Twitter-ul lor, urmărim și să vedem exact ce anunțuri face. Ne ducem frumos pe Twitter și urmărim tot, adică să fim acolo în fiecare zi, să vedem ce noutăți postează pe canalul oficial. Și pe Telegram, bineînțeles, și pe Discord, că și acolo fac chestiile astea. Dar și ei se bazează pe public neapărat, altfel nu are niciun sens. Și atunci, când a fost practic faza publică și cu Prime List, aici s-au listat inclusiv adresele, da? Contract address de pe Binance Smart Chain și de pe Ethereum Mainnet, da? Trebuia să am cont de MetaMask, practic de unde am trimis tokenurile inițial, dădeam import la token și mi-apărea practic tokenul instant, cât am primit. Eu am primit 10% din tokenuri, da? Ok, după aia mă duceam pe PancakeSwap și puteam să fac swap din NGL, care este tokenul de la Gold Fever, în BUSD. Și asta am făcut, mi-am recuperat investiția inițială. Deci putea oricine să meargă în felul ăsta, inclusiv pe PancakeSwap la început de tot, să-și pună BUSD-ul și să cumpere NGL-ul. Să-și-l bage în MetaMask sau să facă trading pe Huobi Prime List, habar n-am. Dar ce vreau să vă recomand aici, să vă uitați neapărat pe Twitter la ei. Ei au pus cele mai importante părți, adică au pus pinned tweet ăsta cu Huobi Prime List. Ideea de bază este că pe Huobi Prime List a fost listat sau au fost listate doar 1 milion de tokenuri în total. Și dacă ne uităm practic la seed round, angel round, VC round, asta fac în total undeva la 20%. Deci 20% din tokenuri vin la cei care au investit în fază incipientă. Doar că la TG, adică când s-a listat public, am primit doar 10% noi. Ce înseamnă? 10% 20%. 20% din 170 de milioane înseamnă 5 aparte. Înseamnă undeva la 34 de milioane fix, dacă nu mă înșel. Dar, deci din ăștia 20%, din
total supply, 170 de milioane, înseamnă 34 de milioane. Dar noi am primit doar 10%. 10% înseamnă 3,4 milioane. Pe aia am primit noi. Și bineînțeles că nu toată lumea a vândut tot. Deci erau pe exchange-ul public 1 milion de tokenuri și noi am primit 3,4 milioane, cei din VC Round, da? Și Angel Round și Seed Round și Show. Ok. Și atunci, partenerii și advisorii, ăștia de la marketing, team-ul, mi se pare că ăștia n-au luat nimic. Doar noi am luat, practic, am primit alocările inițiale. Dar nu toți am vândut. Mulți au ținut de token. De ce? Pentru că după aceea s-a dat drumul și la staking și liquidity. Ăsta era pregătit. Și asta se poate vedea direct la ei pe Twitter. Adică trebuie să urmărim un pic. Nu doar ne uităm la Cristian Chifoi pe YouTube, că e cel mai șmecher om din univers care a apărut în România. Mergem și la ăștia și ne uităm. Și vedem cum au pregătit staking farm. Da? Doar că acum este 227%. E, au început la 465%. Deci s-au blocat în total până acum pe parcurs 133.700. S-au primit deja o grămadă de reward-uri și s-au dat locked și la ele și unlocked au fost doar 4.800, deci recuperate practic din reward-uri. Din staking and liquidity pregătite practic din toată resursa finită, adică 10% și încă mai continuă. Deci trebuie să ne gândim și economic ce vor să facă ăștia cu jocurile. Dacă s-a listat public și se dau toate tokenurile către toată lumea, poate toată lumea să facă dumping și tokenul își pierde valoarea. Este un lucru oarecum bun dacă produsul de bază este bun, adică ce vrea să facă jocul ăsta, că se lansează varianta beta acum de insulă în decembrie și inclusiv din ianuarie se poate juca, se face un calcul economic. Este foarte puțin supply în momentul ăsta versus rezerva totală care va veni pe parcurs. Și atunci, dacă știm chestiile astea economice, inclusiv dacă n-am prins în fază de IDO, IGO, show, private, VC, angel, mă rog, toate căcaturile astea, pentru că unii dintre voi nu aveți resursele necesare. Eu am primit pentru că sunt foarte public, m-au contactat, etc. Dar nu toată lumea va prinde. Atunci când vreți să mergeți și se listează public, uitați-vă la aspectele astea. Dacă sunt, practic, o grămadă de tokenuri locked, vă uitați pe Tokenomics, faceți niște calcule, băgați într-un Excel, așa am făcut și eu. Dacă după listarea publică, la fel, nu toată lumea care a investit în faza inițială poate să-și lichideze tokenurile și, practic, să creeze foarte multe tokenuri pe piață, adică supply-ul să fie foarte mare și cererea foarte mică, eu, bineînțeles, nevânzând tot. Unii sunt poate care n-au vândut nimic, poate doar și-au recuperat investiția. Și am făcut un calcul la recuperarea investiției, trebuia să vinzi din aia 10%, undeva la maxim 15% ca să-ți recuperezi investiția inițială la început de tot. Acum dacă ai fi vândut, vindeai undeva la 0,8%. Deci rămâneai cu încă 9% din tokenurile alea și mai veneau 90% din tokenuri după aceea în perioada de vesting, despre care am mai vorbit. Însă, în faza asta inițială de la listare, se puteau face niște X-uri, dar Tokenomics-ul a fost foarte bine pus la punct. Ăla trebuie văzut de la început dacă vreți să faceți bani, inclusiv dacă n-ați prins în fază incipientă, cum am prins eu, de exemplu, și am făcut 90X. Și atunci, de la un 3 dolari și ceva cât a fost la început, făceam un 3X liniștit și cred eu că o să mai crească. Mai ales în perioada următoare, pentru că ce se întâmplă după aceea? Avem un 3-month cliff. Și la fel, am mai vorbit despre chestia asta, da? Deci eu am primit 10% din tokenuri, dar după aia 3 luni de zile nu mai primesc nimic. Și de-abia după aceea 3,91% din tokenuri în fiecare lună timp de 23 de luni. Asta înseamnă că Tokenomics-ul este foarte bine pus la punct, tokenurile se eliberează treptat, jocul dacă livrează ce trebuie și în timpul ăsta aduce adopție în masă, de exemplu, tokenul ăla se va aprecia. Eu preconizez că poate să depășească oarecum Axie Infinity. Dacă Axie Infinity este un joc foarte simplu care a depășit 8 miliarde market cap și practic un token de-al lor acum este 130 sau 40 sau 50 de dolari, ce oprește Gold Fever să nu depășească oarecum 150 de dolari per token? Sau 200? Sau 300? Mai ales că supply-ul este și mai mic și se eliberează treptat. Și aici va trebui să vă uitați. Puteți să cumpărați de pe PancakeSwap când am făcut clipul inițial, pentru că am și arătat practic cum se face. Introduceam contract address și îmi dădea NGL-ul direct pe PancakeSwap, vindeam în BUSD. Voi puteți să faceți invers. Puneți BUSD-ul, băgați contract address și cumpărați NGL la 3,80 sau 4 dolari. Și dacă crește la 150 de dolari, cum am preconizat eu acum, speculativ vorbind, ați făcut o grămadă de X-uri și voi, pe termen lung, bineînțeles. Doar că nu aveți practic skin in the game cum am eu. Eu trebuie să aștept neapărat. Voi dacă ați cumpărat azi, mâine puteți să vindeți dacă a făcut 100X. Asta este diferența. Eu sunt blocat. Cei care apar după la listarea publică, practic nu sunt blocați. Deci este și un avantaj foarte mare acolo. Deci cam asta trebuie să vă uitați. Dacă vreți să prindeți, n-ați prins practic în fază incipientă, ok. Se listează public dacă proiectul este foarte bun. Ați văzut cum verificați. Vă duceți și cumpărați. Țineți, așteptați, băgați la staking, băgați la yield farming, mai obțineți niște tokenuri, tokenul se apreciază tot așa și pur și simplu faceți bani. La fel, nu este un sfat financiar, cine nu se documentează despre ce vorbesc eu aici, e un dobitoc și merită să pierdă toți banii și nu mi-e jenă deloc să zic chestia asta, pentru că și eu am pățit-o și am învățat o lecție foarte valoroasă. Care este lecția aia? Mușchii nu plutesc, v-am mai zis. Deci în continuare vă puteți baza pe mine ca fiind regele crypto gaming din România și nu m-am intitulat eu așa, ci băiatul ăla din oglindă pe care îl văd în fiecare dimineață. Așa că nu uitați like, subscribe, pentru că altfel nu merge relația dintre noi. Și dacă vreți educație, ceea ce recomand în primul rând, dacă nu vreți să pierdeți bani, aveți dealuri în descriere și unele dintre ele sunt Moca. Deci ne auzim, pa, pa.